Documentația necesară va fi elaborată de AMTPI, având în vedere atragerea de fonduri europene prin programul Transport 2021-2027. Costurile pentru realizarea studiului de fezabilitate sunt estimate la 8,5 milioane lei și vor fi finanțate de Primăria Iași. Ideea înființării unui tren metropolitan la Iași nu este nouă, însă abia în acest an s-au putut face pași concreți pentru realizarea proiectului. Investiția, evaluată la 270 milioane euro, va fi propusă pentru finanțare în cadrul programului Transporturi 2021-2027. Proiectul se bazează pe reabilitarea rețelei existente de cale ferată, cu extinderi pe rutele Poduiloaiei, Iași-Ungheni, Iași-Ciurea și o nouă linie pe ruta Holboca-Aeroport Aruneanu. După ce nota de fundamentare făcută de Asociația de Transport Metropolitan a fost acceptată de Guvernul României și proiectul Iașiului a fost inclus prin ordin de ministru între proiectele finanțabile pe această linie de finanțare, iată, facem astăzi un pas în plus, respectiv în plenul Consiliului Județean și urmează și plenul Consiliului Local Iași și ale celorlalte consilii locale, parte din Asociația de Transport Metropolitan, să aprobăm acordul de parteneriat pe care îl vom încheia cu CFR Infrastructură, această entitate fiind cea care ne va acorda consultanță în dezvoltarea proiectului de la faza de studiu de fezabilitate. Ne dorim să sprijinim creșterea mobilității la nivelul zonei metropolitane prin dezvoltarea acestui sistem de transport eficient, ecologic și modern pe care îl găsim în toate marile capitale ale lumii. El va presupune dezvoltarea traseelor pe axa vest-est dinspre Poduiloaiei, Lețcani către Holboca. De asemenea, vom dezvolta traseul metropolitan și de la Gara Nicolina către Piciorul Lupului. El va presupune și construirea de infrastructură de cale ferată nouă, o conexiune nouă de la Holboca către aeroportul Iași și Aroneanu. Asta va sprijini inclusiv conectarea cu aeroportul Iași cu acest tip de infrastructură. În plus, proiectul prevede achiziția 10 trenuri noi pentru a asigura transportul pe cele 3 rute, alături de amenajarea stațiilor și pasajelor supraterane. Linia 1 Poduiloaiei-Ungheni are o lungime de 44 km, iar linia între Poduiloaiei și Aroneanu are 44 km. Linia Nicolina-Piciorul Lupului măsoară 11 km. Extinderea dinspre Holboca spre aeroport și Aroneanu face parte din linia 2. Proiectul include și construcția două pasaje supraterane, unul la depoul Dacia și celălalt pe șoseaua Iași-Tomești, pentru a facilita accesul populației la sistemul de transport și a conecta zonele industriale și aeroportul cu municipiul Iași.